Doamnelor, domnilor, bun găsit la știrile Doto TV. Sunt Natalia Vrânceanu, iată cele mai importante subiecte ale zilei. Degeaba protestăm noi dacă dumneavoastră nu vă faceți treaba. Reprezentanții Asociației Producătorilor Agricoli din Dobrogea au protestat astăzi în fața prefecturii din Constanța. Fermierii sunt nemulțumiți de lipsa de susținere a guvernului și solicită fonduri pentru dezvoltarea sistemului de irigații. Am analizat procesul de evaluare a pensiilor pe care l-am demarat în perspectiva recalculării. Ministrul Muncii Raluca Turcan a efectuat astăzi o vizită de lucru la sediul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța și la Casa de Pensii Constanța. Ce declarație a făcut, aflați imediat în jurnal. Au apărut noi imagini cu intervenția pompierilor de la incendiul în care o femeie a murit după ce a căzut de la balcon. Totul s-a întâmplat sub privirile îngrozite ale soțului. Imagini și detalii imediat în jurnal. Producătorii agricoli din Dobrogea protestează. Reprezentanții Asociației Producătorilor Agricoli din Dobrogea s-au adunat astăzi în fața prefecturii din Constanța. Fermierii sunt nemulțumiți de lipsa de susținere a guvernului și solicită fonduri pentru dezvoltarea sistemului de irigații. Fermierii din întreg județul sunt afectați de lipsa de susținere a guvernului, care așteaptă desfăgubirile promise și care vor ca Dobrogea, zona cea mai aridă din țară, să beneficieze de fonduri pentru dezvoltarea sistemului de irigații. Schimbările climatice deja își pun amprenta asupra județului Constanța. De exemplu, am avut o secetă pedologică care a afectat peste 80%. Există riscul ca în următorii ani să nu se mai facă agricultură fără sprijinul Ministerului prin dezvoltarea sistemului de irigații. Da, domnule ministru, este dreptul nostru să protestăm, dar obligația dumneavoastră este să guvernați corect și bine această țară și să administrați banul public cât mai corect și cât mai bine. Degeaba protestăm noi dacă dumneavoastră nu vă faceți treaba. Și dacă nu sunteți în stare să guvernați, lăsați pe alții, dați-vă demisia să vină altcineva. Acum două zile, reprezentanții Asociației Producătorilor Agricoli din Dobrogea au transmis parlamentarilor constanțeni o scrisoare deschisă prin care fac apel la susținerea introducerii în bugetul de stat pe anul 2021 a sumelor necesare acordării desfăgubirilor promise încă de anul trecut pentru culturile de primăvară calamitate de secetă. Ne cerem drepturile, vrem să aducem apă în Dobrogea și dorim să fim protejați pentru că aici muncim, aici locuim, aici am investit și am creat locuri de muncă. Această scrisoare publică adresată dumneavoastră reprezintă un apel disperat față de politica incorrectă și promisiunile neîndeplinite nu doar de ministrul agriculturii, ci a tuturor partidelor prezente astăzi în Parlament față de producătorii agricoli dobrogeni afectați de seceta cumplită din anul 2020. Au spus printre altele reprezentanții Asociației Producătorilor Agricoli din Dobrogea. E un dezastru, porumb, n-am recoltat floră sub 1000 de kg. Și așteptam despăgubirea. Mi-a promis despăgubirea, așteptam despăgubirea. Am avut calamitate în proporție de 95-97%, unele sole 100%. Fermierii susțin că autoritățile ar trebui să acorde mai multă atenție Dobrogei, care e zona cea mai afectată de secetă. După tragedia de pe Bulevardul Mamaia de acum două zile, un alt incendiu a avut loc la Constanța, de această dată într-un apartament situat la subsolul unui bloc. Detalii imediat în jurnal. Ministrul Muncii Raluca Turcan a efectuat astăzi o vizită de lucru la sediul Casei de Pensii Constanța. A vorbit despre cele mai noi modificări ce urmează a fi făcute cu privire la ajutoarele sociale, pensii și salarii, dar s-a oprit pentru a-i răspunde și unui bătrân cu o pensie minimă de 800 de lei. Eu vă urez numai bine și da. Vă mulțumesc. Aflată în vizită la Constanța, ministrul Muncii Raluca Turcan a făcut mai multe declarații de presă. Aceasta a anunțat că softul pentru evaluarea pensiilor este aproape gata și că cel mai probabil luna viitoare vor fi incluse toate datele necesare pentru recalcularea pensiilor. Ministrul a mai spus că trebuie să ajungem la un ajutor social care să fie de nivel european, în sensul de integrare a persoanelor în societate. La Casa Județeană de Pensii Constanța, am analizat procesul de evaluare a pensiilor pe care l-am demarat în perspectiva recalculării.
Ministrul Muncii a precizat că toate pensiile din România vor fi recalculate pe baza unei noi legi a pensiilor, iar etapa propriu-zisă de recalculare, care va începe după intrarea în vigoare a noii legislații, va dura aproximativ 2 ani. Acest proces unic în ultimii 30 de ani mi-aș dori să reușim să-l finalizăm în aproximativ 2 ani de zile. Vă mai menționez un lucru, că în perioada 2005-2008 și chiar o mare parte dintre angajații casei județene de pensii au fost parte la acel proces de recalculare, s-au recalculat aproximativ 1 milion de pensii în 3 ani de zile, iar noi ne propunem să recalculăm 5 milioane de pensii în maxim 2 ani de zile. Am ales să propunem să nu se mai poată cumula pensia de la stat cu salariul de la stat pentru a aduce o echitate în sistemul de salarizare ca o obligație morală, a mai precizat Raluca Turcan. Au apărut imagini noi cu intervenția pompierilor de la incendiul în care o femeie a căzut de la balcon. Pe o filmare făcută de un amator se vede victima pe asfalt și manevrele medicale ale echipajului ajuns lângă ea. Sunt imagini care stârnesc controverse. Pompierii o ridică pe femeie de mâini și de picioare și o mută de sub balconul care ardea puternic. Nu folosesc targa și nici guler cervical ca să o imobilizeze. Totul se întâmplă sub privirile îngrozite ale soțului. Vă avertizăm, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Aceste imagini au fost filmate imediat după ce femeia s-a prăbușit pe asfalt. Din balconul în flăcări se desprindeau bucăți de tâmplărie de plastic arzând care cădeau pe trotuar în jurul trupului neînsuflețit. Așa cum se observă în imagini, paramedicii se aflau în proximitatea locului atunci când a avut loc tragicul eveniment. Așadar, primordial a devenit să înceapă de îndată manevrele de resuscitare în condiții de siguranță atât pentru victimă cât și pentru salvator. Să ia targa ar fi însemnat un timp suplimentar, iar în acele momente, orice secundă, orice minut erau vitale. Primii pompieri ajunși o mută pe femeie repede, câțiva metri în lateral, iar pe filmare se poate observa cum un angajat smurt și un pompier o iau de mâini și de picioare. Pompierii spun că n-a mai fost timp de protocoale medicale ce implicau targa și imobilizarea gâtului cu guler cervical. În cazul de față, având în vedere faptul că focul se manifesta generalizat și cu violență la etajul superior, personalul aflat la fața locului a abordat de îndată o manevră de urgență pentru transportarea victimei din zona respectivă, întrucât exista riscul ca în orice moment, din cauza incendiului, să cadă din tâmplăria PVC, elemente de construcție ale blocului sau chiar sticle din cauza temperaturii înalte a focului. Astfel au transportat-o pe aceasta de îndată într-o zonă de siguranță și, așa cum se observă în imagini, au început de îndată să-i acorde primul ajutor medical. Între timp, rudele femeii prăbușite de la balcon se pregătesc de înmormântare. Trupul neînsuflețit a fost luat de la morgă și depus la cimitirul central, un nepot s-a ocupat de acte și de procedurile legale. Rezultatul autopsiei a venit? Da, da. Ce v-au spus medicii autopsieri, legiștii, ce v-au spus? Deci nu, că putea fi intoxicație cu fum, de aceea am întrebat. Nu, nu a fost. Soțul femeii n-a mai fost zărit de 2 zile. Membrii familiei spun că este în continuare într-o stare deplorabilă. Ați apucat să vorbiți cu unchiul dumneavoastră? Am vorbit. Se simte mai bine sau e în stare de șoc? Sau... E în stare de șoc. Incendiul de la Constanța și misiunea pompierilor care au intervenit fără cele necesare într-un bloc cu 7 etaje sunt obiectul a 4 anchete, acum din care 2 sunt penale. Procurorii militari anchetează intervenția pompierilor la incendiul din Constanța de acum 2 zile. Procurorii militari s-au sesizat din oficiu și anchetează intervenția pompierilor ISU Dobrogea de la incendiul în care o femeie a murit, după ce a căzut de la etajul 6 unde locuia, după ce apartamentul său a fost cuprins de flăcări. Cu detalii vine colega mea Andreea Bălan. Andreea, bun găsit! Bun găsit! Ancheta procurorilor militari de la Parchetul Militar București vizează fapta de neglijență în serviciu după ce aceștia s-au sesizat din oficiu ca urmare a apariției în spațiul public a informațiilor legate de modul în care pompierii de la ISU Constanța au intervenit la acest incendiu. Investigația vizează în principal cum a fost organizată intervenția, cum a decurs, orele exacte la care au fost solicitate și trimise echipajele, dar și când au ajuns la fața locului. În paralel, se
desfășoară o a doua investigație penală pentru distrugere și ucidere din culpă la parchetul de pe lângă judecătoria Constanța. Tragedia a avut loc în contextul în care primele echipaje de pompieri venite la fața locului nu aveau nici autoscară și nici o saltea pe care femeia să poată sări. ISU Constanța a transmis că la fața locului a fost adusă o autoscară la 2 minute după ce femeia a căzut de la etaj. Însă în spațiul public au apărut imagini care arată că autoscara ar fi ajuns cu o întârziere de 14 minute. Atât de aici. Incendiul la subsolul unui bloc din Constanța. După tragedia de pe bulevardul Mamaia de acum 2 zile, un alt incendiu a avut loc la Constanța, de această dată într-un apartament situat la subsolul unui bloc. Pompierii au decis să trimită la intervenție un echipaj cu autoscară, deși acest utilaj nu era necesar în această situație. Puțin după ora 20, un constanțean a sunat la 112 și a anunțat că la subsolul unui bloc, la nici 2 km distanță de sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, a izbucnit un incendiu. De îndată la fața locului au fost alocate 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară și un echipaj de prim ajutor. Când au sosit la fața locului, colegii au constatat că incendiul se manifesta la o saltea aflată la demisolul blocului. Reamintim că incendiul s-a întâmplat la nici 48 de ore de la tragedia în care o femeie a căzut de la etajul 6 în lipsa unei mașini de intervenție cu autoscară. Focul de această dată a izbucnit într-un apartament situat la parterul unui bloc vechi de pe bulevardul Ferdinand, iar paradoxal de această dată, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a trimis la intervenție și o auto specială cu autoscară, deși operațiunea nu se realiza la înălțime. Pompierii au reușit să stingă focul în câteva minute și spun că cel mai probabil acesta ar fi pornit tot de la o lumânare uitată nesupravegheată. Până la sosirea colegilor, 15 persoane s-au autoevacuat și o singură persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale, un bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani, care ulterior a refuzat transportul la spital. Facem precizarea faptului că, în astfel de situații, fumul se propagă pe verticală, așadar pe casa scării, situații în care este posibil evacuarea persoanelor aflate la etajele superioare, asta în cazul unei deganjări mari de fum. Dar în această seară nu a fost nevoie de intervenția autoscării. La ora actuală, ancheta este în desfășurare pentru a se afla cauza exactă a incendiului. Șacalii terorizează locuitorii din Tulcea și din Delta Dunării. Un localnic s-a trezit cu 20 de oi și 9.000 atacați de șacali în gospodăria din Mila 23. Vă avertizăm, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Gospodăria unui localnic de la Mila 23 a fost atacată noaptea trecută de șacali. Oamenii din Delta Dunării se confruntă cu această problemă de ani de zile și spun că nu pot face nimic împotriva acestei amenințări. Uite, șacali. Uite mii. Uite, 2 oi și aici. Uite, asta mai e vie. Și trebuie să și fete. Aceea situație și la Sfântul Gheorghe, unde șacalii caută de mâncare pe lângă locurile unde se depozitează gunoaiele. La începutul lunii ianuarie, mai mulți șacali aurii au fost surprinși pe înregistrări video în cadrul ocolului Silvii Rusca din Tulcea. În clipul video publicat de Rom Silva, se observă o haită de șacali surprinși atât în timpul zilei cât și noaptea și se aud urletele animalelor care, conform Rom Silva, pot fi chiar deranjante și înfricoșătoare. Un ofițer de la penitenciarul din Tulcea este anchetat de DNA Constanța. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Constanța, au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a unui ofițer în cadrul penitenciarului Tulcea pentru comiterea infracțiunii de luare de mită în formă continuată. Ce a făcut ofițerul știe colega mea Cristina Dalas. Cristina, bun găsit! Bun găsit! În perioada 2018-16 februarie 2021, inculpatul în calitate de ofițer în cadrul penitenciarului din Tulcea ar fi pretins și primit de la 2 persoane sumele de 5.000 de euro și 2.500 de lei în schimbul efectuării unor acte contrare îndatoririlor de serviciu. Concret, pentru banii primiți, inculpatul ar fi trebuit să asigure protecția și condiții favorabile de executare a pedepselor pentru cei 2 martori și pentru alte 2 persoane, toți deținuți în
penitenciarul Tulcea. La data de 16 februarie 2021, bărbatul ar fi fost surprins în flagrant după ce ar fi primit de la unul dintre martori suma de 1.500 de euro, context în care ar mai fi pretins în scopul menționat mai sus și suma de 2.000 de euro care urma să fie plătită în luna martie a anului 2021. La data de 17 februarie 2021, inculpatul a fost prezentat Tribunalului Constanța cu propunere de luare a măsurii arestului la domiciliu pentru 30 de zile. Studenții Academiei Navale Mircea cel Bătrân și-au reluat activitatea. Tinerii au reînceput cursurile celui de-al doilea semestru după o lungă perioadă de timp în care atât cursurile cât și examenele s-au desfășurat exclusiv în format online. De altfel, sesiunea care s-a încheiat în urmă cu o săptămână a fost a treia derulată în sistem online de la debutul pandemiei de COVID-19. Înainte de pandemie, sălile de curs erau pline de studenți care susțineau examene și cursuri. În prezent, sălile sunt goale și până acum totul s-a desfășurat online. Avem oarecare experiență și pe baza acestei experiențe dobândite am reușit să ajungem la optimizarea unei sesiuni din punct de vedere a evaluării. Și am ajuns la această formă de examinare mixtă în care reușim să combinăm testele de tip grilă cu aplicațiile practice. Aplicațiile practice prin intermediul platformei proprii dezvoltate la nivelul Academiei Navale, care permite, pe lângă rezolvarea unor probleme, situații, studii de caz, explicitarea unor figuri, astfel încât studenții, pe lângă răspunsul la item, să aibă această rezolvată a componentei practice. În cel de-al doilea semestru, la secția militară, toate tipurile de activități didactice se vor derula față în față, în timp ce la secția civilă, cursurile, seminarele și proiectele se vor desfășura în sistem online, urmând ca doar activitățile de laborator să se desfășoare față în față. Parlamentul European a decis câștigătorii Premiului Cetățeanului European 2020. Printre cele 30 de proiecte laureate la nivel european se regăsește și Registrul Național de Oncologie Pediatrică dezvoltat de Asociația Dăruiește Aripi din România. Asociația Dăruiește Aripi este o organizație non-profit a cărei misiune este de a contribui la acele schimbări critice în sănătate și educație, care influențează în mod major viața copiilor din România și a familiilor lor. Despre acest subiect discutăm cu fondatoarea Asociației Dăruiește Aripi, Alina Pătrăhău. Bună seara, doamna Pătrăhău! Bună seara și mulțumim de invitație! În primul rând, felicitări pentru această realizare. Cum ați primit vestea? Mulțumim tare mult! Ne-a bucurat foarte mult și pe noi această veste. Ne bucurăm că, iată, că încep să se premieze proiecte care nu sunt neapărat construcții de secții sau dotări cu echipamente, ci sunt construcții de idei, procese și mecanisme, în așa fel încât beneficiarii să poată să primească un real ajutor în tratamentul, adică beneficiarii fiind copiii bolnavi de cancer din România să poată să primească un real ajutor în greaua situație pe care o duc. Cât ați lucrat la acest proiect? Haideți să explicăm puțin ce înseamnă acest registru. Înseamnă o bază de date. Este singura bază de date care înregistrează toate cazurile de copii bolnavi de cancer care sunt internați în secțiile de oncologie, toate secțiile de oncologie din România. Practic, registrul este fundamentul pe care se construiește orice politică publică din România. Acum știm câți copii sunt, înainte erau doar estimări, știm care sunt bolile cu care ei sunt diagnosticați, știm unde se tratează și mai ales noi am făcut și primul studiu de supraviețuire în România, pentru că este al doilea pas după ce se derulează proiectul, după ce se dezvoltă registrul. Și am aflat că în România rata de supraviețuire este de 70%, așa egală cu rata Europei de Est, dar cu 10% mai mică decât rata Europei de Vest. Și practic sunt date pe care acest registru oferă tabloul real al situației oncologiei pediatrice din țara noastră. Practic știm câți copii sunt, cu ce boli, unde se află ei și cum sunt tratați în secțiile de oncologie din țara noastră. Știm că Asociația Dăruiește Aripi a reconstruit și modernizat două secții unice din zona de sud-est a României. Vorbim de cea de oncologie pediatrică și cea de terapie intensivă nou-născuți din cadrul Spitalului Județean Constanța. Cum ați reușit să faceți toate aceste lucruri?
Am reușit pentru că am crezut în ele, în primul rând. Am visat așa foarte departe. Secția de oncologie pediatrică am construit-o în 2014, exclusiv din donații și exclusiv cu sprijinul mediului de business constanțean. După ce am văzut cât de ușor poate fi, cât de ușor se pot lega lucrurile între nevoia copiilor și dorința oamenilor de a ajuta, ne-am unit eforturile și iată că anul acesta am reușit să mutăm practic copiii în secția nouă de terapie intensivă nou-născuți. Noi am început acest proiect în 2016. Adică am început lucrările, pentru că noi proiectul practic Dorința a început în 2014. Am finalizat lucrările în 2019, deci acum un an și câteva luni. Și practic de atunci am încercat să ca această secție să funcționeze în cadrul Spitalului Județean. Acolo știm cu toții o clădire veche, noi am construit o secție ultramodernă și cu echipamente și instalații de ultimă generație și practic anul trecut a fost un challenge așa să cuplăm tot ceea ce am construit noi în instalațiile și în infrastructura Spitalului Județean. Alina Pătrăhău, felicitări încă o dată și mult succes în proiectele viitoare! Mulțumim foarte mult! Vreme mohorâtă astăzi la malul mării. La Constanța a nins slab dimineață și vântul a suflat de la slab la moderat. Maximele au urcat până la 1 grad cu plus în timpul zilei. La noapte cerul va fi noros și termometrele vor indica minus 8 grade în reședința de județ. Vreme închisă la noapte și în Cernavodă și minimele coboară sub limita înghețului minus 8 grade. Ziua de vineri aduce vreme frumoasă cu mult soare și maxime de 1 grad la amiază în Cernavodă. Norii vor domina atmosfera la noapte și în Mangalia, iar aici termometrele vor indica minus 5 grade Celsius în a doua parte a intervalului. Mâine vremea va fi frumoasă cu mult soare și maxime de 1 grad Celsius. Lăcrămioarei Perijochii s-a anulat turneul mondial de calificare la Olimpiadă. Cea mai bună pugilistă din România mai are o singură șansă să ajungă la Tokyo, datorită medaliei de aur câștigată la campionatul european din 2019 și a punctajelor realizate în ultimii ani la competițiile internaționale. Cu ambiție de fier, o mentalitate de învingătoare, sute de ore de antrenamente și zeci de sacrificii, Lăcrămioarei Perijoc nu-i stă nimic în cale în drumul spre Tokyo. Când am început slăbirea pentru categoria asta, am început din 62,5. Poate mulți zic, wow, nu cred. Ba da, am ajuns în 51 la primul turneu din anul acesta. La antrenamentul de marți, sportiva a primit o lovitură puternică, însă nu este demoralizată. Din cauza pandemiei, Comitetul Internațional Olimpic a anulat turneul preolimpic de la Paris, acolo unde ea urma să boxeze pentru biletul de Tokyo. Dacă aș fi primit vestea asta acum câțiva ani, aș fi fost foarte demoralizată. În schimb, acum am primit vestea și cu toate acestea, chiar dacă mi se face prea de găină în momentul ăsta, sunt încrezătoare până în ultima secundă în dorința mea de a ajunge la Olimpiadă. Prezent la pregătirea fetelor de la lot, vestea a venit ca un bumerang pentru președintele Vasile Câtea. Un pumn înficat, în primul rând, așa vorbind mai plastic. Este vorba de munca copiilor și a băieților și a fetelor care se pregăteau și aveau speranțe foarte mari pentru turneul mondial. Criteriile după care se mai pot califica sportivii cărora li s-a anulat turneul de la Paris sunt punctajele acumulate în ultimii ani la competițiile internaționale, iar românca este campioană europeană în 2019 la 54 de kilograme. Cred că va atârna foarte mult că sunt campioană europeană, cred în punctajul meu, care chiar dacă mi-a schimbat categoria, nu știu, cred în orice se poate ca eu să ajung acolo. Sincer să fiu, în această pandemie nu mă mai miră nimic. Am primit-o ca orice veste, noi ne pregătim, ne vedem treaba în continuare și sper în șansa fetelor, pentru că în ultima perioadă ele au demonstrat că au o anumită valoare. La primul concurs la care a participat în acest an, cea mai bună pugilistă din România a boxat pentru prima oară la categoria 51 de kilograme, categorie la care vrea să boxeze și la Jocurile Olimpice. Pentru asta a slăbit 11 kilograme. Acestea au fost știrile pentru astăzi. Jurnalul Doto TV a ajuns la final. Dacă aveți informații care fac subiectul unei știri, ne puteți contacta la adresa de e-mail redacția@dototv.ro, pe pagina de Facebook DotoTV sau pe pagina de Instagram DotoTVHD. Sunt Natalia Vrânceanu și vă doresc o seară minunată!